Aș vrea astăzi să vă vorbesc, 2 iulie 2020, despre crizele după crize, despre un secol 19-le, al 19-lea care se termină cu debutul unei crize care va marca secolul 20. Criza care continuă a doua jumătate a secolului al 20-lea și un secol 21, un mileniu 3, care doar aparent devine altceva, moștenește din vechile crize și aduce la orizont poate că o nouă formă de luptă precum războiul pandemic. La un sfârșit de secolul 19 deja exista o lume colonială în care miza era producția extinsă și debușeurile, piețele de desfacere. Asta aducea mari venituri trusturilor. Suntem într-o perioadă a trustificării industriei. Vor mamuți. Economici. Pe de-o parte avem mari puteri precum Anglia, Franța și nu numai, care stăpâneau domenii coloniale întinse și aveau piețe de desfacere. Și pe de altă parte două puteri în afirmare, practic două state care s-au format în secolul XIX-lea, Germania și Italia. Erau pretins atunci pe harta piețelor de desfacere, au pretins să li se ofere și lor niște culoare economice pentru a scăpa de așa numita criză de supraproducție. Atunci când ai mai multă marfă și nu ai unde să o vinzi. În această situație au început negocierile, au ieșuat, au început amenințările, hegemonii noi și vechi sau practic sau cuplat în tabere, în blocuri militare. Germania, Austro-Ungaria și Italia au constituit puterile centrale. Rusia, Anglia și Franța, Antanta. Și treptat, lumea geostrategică s-a orientat către aceste comunitare. Bineînțeles, nerezolvându-se problema, s-a ajuns la primul război mondial. Dorința de revanșă, criza economică, reconstrucția după război, revanșismul a dus spre guvernări dictatoriale de data și s-a sfârșit cu cel de-al război mondial. Același mari interese economice.
lumea se bipolarizează după al doilea război mondial, iarăși pe sfere de influență. Pe de o parte avem Uniunea Sovietică, pe de altă parte Statele Unite ale Americii. Căderea Imperiului Sovietic duce la dispariția bipolarității și apare unipolaritatea. Vin apoi alți gladiatori globali. Germania se dorește motorul Europei, ceea ce și este. America vine prin structurile euroatlantice. Europa dorește și ea, ca o contrapondere la Statele Unite, să realizând Uniunea Europeană. În afară de acest hegemon, Rusia redevine revanșistă, nu poate uita vechiul Imperiu Sovietic și ambițiile lui Putin sunt o realitate. Recrudescența terorismului arab și nu numai începe să pună probleme solide. Avem o rivalitate categorică între China, care este un gladiator global economic, și Statele Unite. Pe acest fond și în culisele multora dintre aceste interese, ne-am trezit acum cu o adevărată demență, numită pandemia COVID. Nu este exclus ca din COVID să trecem în altă pandemie. Oricum a dat lumea peste cap, a dat economiile peste cap, a creat haos social, a creat ură de rasă. Ceea ce se întâmplă în Statele Unite nu este o glumă așa sau doar o... găsenință mediatică. Violențele se țin lanț, orașele sunt devastate, au loc conflicte fizice înspăimântătoare, mai ales după uciderea de către acel polițist irresponsabil a unui afro. Ăsta a dezlănțuit ceva ce nu trebuia să se întâmple. Lucrurile trebuiau să oprească acolo. Există forță în spate, de culise, care a incitat la acele violențe animalice, când cetățeni afro, da, cred că au fost recrutate cele mai agresive elemente. Nu consider că acum fiecare familie de negri, de populația afro, s-ar fi dedat așa la un război de extinție a albilor. La ce se va ajunge? Albi contra negri, negri contra albi.
Cineva incită această anarhie și dă dimensiuni înspăimântătoare. Să nu uităm că crearea unei astfel de precedente nu este deloc în regulă, pentru că ele pot incita și alte grupuri etnice din alte țări la violențe desăvârșite. Și atunci, singura soluție este aducerea legii în stradă, aducerea armatei în stradă să pacifice aceste situații. Chiar să, dincolo de drepturile omului, să intre în forță cu mijloace cât mai redus violente, pentru că nu vreau să ajungem la scenarii ca în filmele apocaliptice, când străzile sunt bântuite de bande și practic este înlocuită autoritatea statului cu autoritatea unor autointitulate structuri paramilitare care au pus mâna pe armament și jefuiesc și timorează cetățeanul, adică o lume de infern. Vreau să cred că aceasta este, cum să spun, nu o premoniție. Vreau să cred că am exprimat o turnură fantezistă a lucrurilor, dar structurile statale ar trebui efectiv să ia în calcul și astfel de scenarii. Am vorbit despre crize, după crize, până la COVID și începuturile unei anarhii. Să auzim de bine acolo unde nu este încă deloc bine. Toate cele bune.